Situația IDP va fi discutată și în următoarea ședință de Consiliu Județean. Da, IDP o duce foarte greu, are, din câte cunosc eu, pierderi mari. O să, pentru următoarea ședință de Consiliu Județean, înainte de ședința de Consiliu Județean, o să trec chiar la IDP, o să trec chiar pe la IDP și o să cer o balanță de verificare, să văd exact, să vă pot prezenta cifrele exacte. Unor sume foarte mari, despre care știți că am mai întrebat și în ședința de Consiliu Județean, în momentul în care am adoptat bugetul IDP-ului pe anul 2016. Eu cred că mare parte din pierderile pe care le are vin tocmai din acea lucrare cu drumul 672, despre care știm toți că a fost o lucrare subevaluată de IDP. Acesta nu este primul semnal de alarmă pe care îl trag consilierii opoziției. Și să nu spuneți că nici, sau să nu spună ei, că nici despre IDP n-am vorbit și nu le-am atras atenția. Și toate companiile la care au fost atinse de către Călinoiu, Cârciumaru, eu știu, Ponta sau care au mai fost pe aici. Cât Ciurel, că dacă stăm și ne gândim la complexul energetic Oltenia, nu duce prea bine. Abia de anul ăsta, deodată măcar puțin decuplat, în momentul în care s-a decuplat puțin de către PSD, nu în totalitate niciodată, dar puțin, am văzut că lucrurile se pot îmbunătăți. Drumul județean 672 legă localitățile Ciuperceni, Godinești și Tizmana, iar IDP nu ar fi singura cu probleme. Între timp, Asociația Vârful Păpușa, aflată tot în subordinea Consiliului Județean, a intrat deja în insolvență. Vârful Păpușa, acea firmă înființată pentru novaci, este în insolvență și ea? IDP a încheiat ultimii 2 ani pe pierdere și dacă nu va ieși pe profit la sfârșitul lunii decembrie, riscă să ia calea falimentului. Deși informațiile ar trebui să fie publice, bilanțul și nicio altă informație despre situația financiară actuală a IDP nu figurează pe site-ul întreprinderii ori al Consiliului Județean.